Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem spre ce se vor deschide energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi frumoasă de miercuri 22 martie 2023. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc foarte, foarte frumos pentru toate mesajele voastre extraordinare pe care le primesc în timpul zilei de la voi. Aceste mesaje sunt unele de binețe, de binecuvântare, de încurajare, pentru care eu sunt foarte, foarte recunoscătoare. Simt că fără acestea și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 22 martie, țin să-i urez un călduros la mulți ani și să aibă parte de tot ceea ce își dorește, să își împlinească toate visele. Haideți să vedem și ceașca noastră. Iată ceașca cum arată, dragii mei. Aceasta este ceașca pentru astăzi. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc, să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive. Dragii mei, iată cum s-a revărsat cafeluța peste ceașcă, aceasta însemnând și aducând o grămadă de lacrimi de fericire pentru voi. Și de această dată mă gândesc că veți primi și acum niște vești foarte îmbucurătoare de la rude apropiate, poate de la fiul vostru, poate de la fiică sau poate de la partener. Aceste vești vă vor bucura peste măsură și văd că unii dintre voi chiar vă veți schimba viața datorită acestor vești. Haideți să vedem despre ce este vorba în această cafeluță. Dragii mei, văd aici trei uși deschise în fața voastră și un vultur și literele N și A. Veți prinde puteri. În trecut vă simțeați leiți de puteri să faceți anumite lucruri în viața voastră. Să știți că cu cât dușmanii au vrut să vă pună la pământ, cu atât mai puternici ați devenit voi. Cifra 9 și cifra 10, să știți că vine o veste minunată de la o ușă de stat sau de la o judecată, poate că este ziua ta de naștere sau poate veți primi aceste vești care vă vor face ziua mai luminoasă. Văd cum zâmbiți, sunteți foarte fericiți sau fericite. Niște litere se văd aici, L, A, C și S, dragii mei. Pentru cei cu aceste inițiale, văd că o să vă meargă din ce în ce mai bine. Steaua voastră o să strălucească foarte puternic, or să intre bani în buzunarul vostru. Se vede aici și un delfin, dragii mei, aceasta însemnând că în curând se vor întâmpla acele lucruri care vor aduce schimbări în domeniul financiar în viața voastră. Schimbări în bine. În casa voastră, dragii mei, mai aveți puține lacrimi, aveți mereu persoane care vă supără acolo. Dar mai este puțin timp și o să se rezolve și aceste probleme. Văd că această persoană se va liniști și o să vă privească cu alți ochi. O săgeată, dragii mei, la locul de muncă, văd că o să aveți o schimbare foarte importantă. Poate veți avansa în grad, poate vă schimbați locul de muncă. Văd că în 3 săptămâni sau 3 luni vă veți transfera la un alt loc de muncă mult mai bun. O să aveți o funcție mai înaltă și o să vă bucurați foarte, foarte mult. Dragii mei, văd că ați început o relație de ceva timp. Și pentru prima oară aveți curajul să vorbiți despre sentimentele voastre. Partenerul vostru vă pune pe tapet sentimentele pe care le are pentru dumneavoastră, iar voi faceți același lucru. Indiferent cât timp a trecut peste voi în relație,
vă bucurați de reciprocitate în iubire și sunteți foarte fericiți. Când vă întâlniți, văd că vă plimbați prin locurile care vă fac plăcere, iar apoi mergeți la el acasă, unde lucrurile se încing de fiecare dată. Simțiți o mare atracție unul către celălalt și vă manifestați cu pasiune ori de câte ori aveți ocazia. Între voi, dragii mei, dragostea plutește în aer și toată lumea își poate da seama cu ușurință cât de mult vă iubiți. Iubiții mei, văd că aveți foarte multe drumuri. Vă duceți, veniți, iar vă duceți, iar veniți și de la aceste drumuri văd că veți avea rezolvarea unor probleme din viața voastră. Unii dintre voi văd că aveți de făcut niște acte și vă interesează să realizați, să faceți aceste acte într-un timp destul de scurt pentru că vă trebuie în locul în care plecați. În dragoste, dragii mei, văd că vă merge din ce în ce mai bine. Relația voastră o să decurgă spre bine, mai ales dacă sunteți în cuplu, da? Dacă sunteți căsătoriți. Văd că nu vă mai certați, discuțiile dintre voi sunt din ce în ce mai liniștite și puteți stabili și voi de acum înainte ceea ce aveți de făcut. Pentru cei care sunt în relație, de asemenea, văd că lucrurile merg din ce în ce mai bine între voi. Cu sănătatea, să știți că o să aveți niște dureri de cap și de spate. Văd că o să vă vină vești și oaspeți de departe sau o să vărsați lacrimi de bucurie datorită acestor vești, exact ce v-am spus și la începutul acestei citiri. Da? O să fie foarte multă veselie, foarte multă bucurie la dumneavoastră în casă. Văd că a trebuit să plecați undeva, dar nu ați putut pentru că nu ați avut cu cine să lăsați copilul sau copiii. Dar în final, dragii mei, o să vină poate mama ta sau poate altă persoană să aibă grijă de acel copil sau de acei copii, iar tu o să poți pleca. Poate îți dorești să pleci în străinătate, să muncești, să știi că vei reuși să câștigi banii pe care ți-i dorești. O nuntă, dragii mei, se vede aici. Văd că dansați și vă înveseliți. Poate este nunta voastră, poate este nunta altcuiva. Văd că sunteți foarte fericiți și vă vin bani din patru părți. Se vede o cifră aici, 94 și 11 sau 9411. Poate fi un număr norocos pentru voi, poți juca la loto dacă îți dorești sau poate fi suma pe care o vei câștiga dacă vei juca la loto. Ușile pentru voi sunt deschise, dragii mei, fie în dragoste, fie în muncă, fie în sănătate. Dacă ai depus acte la bancă pentru a obține un credit, să știi că vei obține un rezultat pozitiv. Dacă ai o judecată, să știi că aceasta se va sfârși cu bine pentru tine, vei primi un răspuns pozitiv. Fie în casa ta, fie la locul de muncă, văd că oamenii sunt fericiți, toți își îndeplinesc sarcinile cu bucurie. Și asemenea, la fel ca și ei, te manifesti și tu, dragul meu sau draga mea. Doi cai se văd aici, aveți noroc în casă, noroc în viață, toate lacrimile pe care le-ați vărsat până acum se usucă pe obrazul vostru, se deschid drumurile în fața voastră, dușmanii se ascund în văgăuni. Mai aveți, văd din când în când întrebări în capul vostru în legătură cu banii, cum să fac, când să fac, ce să, de unde să iau să pun și când să fac și tot felul de asemenea întrebări. Sau unde să plec sau ce să fac mai bine pentru a avea banii de care am nevoie și așa mai departe.
Dar mai bine lăsați aceste întrebări, dragii mei, pentru că să știți că se va rezolva totul de la sine. Problemele pe care le aveți în prezent se vor rezolva, veți reuși să vă plătiți toate datoriile. Dragii mei, se vede aici o femeie plinuță și lângă ea un pantof cu toc înalt și o furnică. Iar deasupra capului ei un pește. Văd că se deschide în fața voastră o perioadă foarte favorabilă din punct de vedere financiar. O să scăpați de toate problemele pe care le-ați avut până acum. Dragii mei sau dragile mele, văd că aveți două persoane, două femei care vă bârfesc, vă vorbesc pe la spate. Aceste femei nu vă suportă pentru că dumneavoastră mereu ați ieșit la suprafață, ați stat în picioare, nu ați căzut, v-ați ridicat. Când ați avut nevoie de ceva, niciodată nu ați cerut, v-ați descurcat singure sau singuri. De aceea aceste persoane nu vă suportă, da? Sunt invidioase asupra voastră. Iubiții mei, văd aici un avion. Acest avion parcă aterizează. Din străinătate vei pleca spre țara ta sau din țara ta vei pleca spre străinătate, dar va fi un zbor foarte curând pentru tine și o să fiți foarte fericiți. Văd că o să întâlniți în acest zbor și o persoană pe care o cunoașteți. O ușă deschisă de asemenea se vede aici. Se pare că vei găsi un loc de muncă foarte bine plătit. Vei fi foarte norocoasă în locul în care vei pleca. Apare și o pungă. Văd că vei strânge banii de care ai nevoie pentru a face lucrurile pe care ți le dorești. Da, dragii mei, haideți să vedem și dorința voastră. Dorința voastră, să știți că se va împlini destul de curând. Și văd aici că unii dintre voi aveți somnul zbuciumat, nu aveți liniște în somn, da? Văd că cineva vă tulbură. Gândul la cineva vă tulbură, da? Fie că este un copil la care vă gândiți și vă faceți griji din cauza lui, fie că este partenerul la care vă gândiți și de asemenea vă faceți griji. Dar, dragii mei, încetați cu aceste griji pentru că totul o să fie bine cu aceste persoane. Nu are rost să vă gândiți în mod excesiv la ceea ce se poate întâmpla, mai ales la ceva rău. Da? Gândiți pozitiv. Haideți să vedem mai departe, dragii mei. Se pare că aceasta a fost citirea mea de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!